Grevă generală la nivel național, în primării și în consiliile locale. Așa cum au promis, funcționarii publici au intrat azi în grevă generală de o zi, după ce negocierile cu Ministerul Muncii privind creșterile salariale au eșuat. Dacă în termen de o săptămână nu vor ajunge la o înțelegere, salariații din administrația publică locală amenință că vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Funcționarii publici continuă acțiunile de protest după ce negocierile cu Ministerul Muncii au eșuat. Sindicaliștii susțin că în urma discuțiilor purtate la minister au ajuns la o înțelegere acceptată de ambele părți privind cerințele sindicaliștilor. Dar atunci când documentul urma să fie semnat, acele soluții asupra cărora s-a convenit de comun acord lipseau. Astfel, funcționarii au întrerupt activitatea pe durata întregii zile și amenință cu grevă generală începând cu 19 iulie. A fost prima zi de grevă generală, începând cu orele 7:30 până la ora 16. Sindicaliștii sunt nemulțumiți pentru că, susțin ei, sunt cea mai slab plătită și discriminată categorie de salariați din sistemul bugetar. Majoritatea angajaților au venituri salariale brute aproape ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie. La ora actuală din sistemul bugetar, noi am rămas cel mai slab plătită categorie. Respectiv, categoria din administrația centrală s-au regăsit fonduri pentru creșterea salariilor. Creșterile au fost chiar de 70%. Aceștia cer majorarea salariilor cu 25%, acordarea tichetelor de masă pentru toți angajații și acordarea voucherelor de vacanță. Parte din revendicările noastre sunt acordarea normei de hrană pentru funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică locală. Acolo unde respectiv primăriile și consiliile județene au resurse proprii, deci unde se poate acorda această normă de hrană. Acordarea voucherelor de vacanță și creșterea salariilor cu 25%. Această grevă de o zi este un ultim pas înainte de declanșarea grevei generale pe termen nelimitat. Noi în continuare suntem deschiși la dialog și așteptăm din partea guvernului, din partea ministerelor de resort, o apropiere, o încercare de a rezolva parte din revendicări. Din păcate, cei mai afectați de o eventuală grevă generală a funcționarilor publici sunt cetățenii, plătitori de taxe și impozite. Noi dorim această conciliere și renunțarea la formele de protest, întrucât viața cetățeanului, plătitor de impozite și taxe, viața de zi cu zi, nu trebuie să fie afectată. Dar în același timp trebuie să ne gândim și la salariații noștri.